jurnalistul Orestea Teodorescu este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, îți mulțumim pentru Mulțumesc prezență. Mulțumesc eu. Multe s-au întâmplat de când nu ne-am mai văzut. Suntem în plină criză politică, dar avem un nou președinte al Senatului în persoana lui Teodor Meleșcanu. Ce părere aveți despre acest joc făcut de doamna Dăncilă? Domnul Meleșcanu de la ALDE, propunerea, iată, PSD-ului pentru Senat. Ce paradox specific politicii românești, să avem un nou șef al Senatului, unul dintre cei mai vechi oameni politici. Da, domnul Tăriceanu este un motan cu 9 vieți, care și-a însușit bine școala căderii din judo-ul pe care îl practica în anii 60 la Departamentul de Informații Externe din Băneasa, un produs al gândirii ceaușiste și probabil unul dintre cei mai longevivi supraviețuitori ai politicii românești. Dacă îi considerăm traseul din 64 până astăzi, e aproape acest Ștefan cel Mare sau Mircea cel Bătrân al politicii românești, dar din păcate doar o anexă a PSD-ului, adică este eternul personaj secundar de care, când PSD-ul are nevoie, se folosește fără niciun fel de scrupul. Domnul Tăriceanu nu e la prima desfășurare de scenariu ăsta cu trădarea lui Meleșcanu. Dacă vă amintiți, în anii 2000, când PSD-ul avea nevoie de o alternativă, a apărut soluția APR. Domnul Meleșcanu a candidat și atunci la o funcție foarte importantă, cea de președinte, și uite, ușor, ușor a reușit un transfer tot către PSD, lucru pe care l-a făcut și acum cu doamna Dăncilă, adică variațiuni pe aceeași temă. Da, nimic nou sub soare. Ce mă surprinde pe mine este faptul că Tăriceanu l-a amenințat cu excluderea din ALDE, dar doar i-a fluturat-o, adică nu a luat și o decizie în sensul ăsta. Acum, încă îl menține în ALDE, deși... Pentru observatorii mai experimentați ai scenei politice, e limpede că nu există niciun fel de gâlceavă între Tăriceanu și Meleșcanu. La fel cum nu există niciun fel de disensiune majoră între pro-România și PSD, sau mai degrabă între domnul Ponta și doamna Dăncilă. Adică e un joc de fațadă. Da. E o sumă de jocuri. Jocul de a polițistul bun, polițistul rău, jocul curvelor virgine și așa o încercare foarte repetitivă și obositoare pentru unii, dar sper că nu mai merge, dar probabil niște naivi sunt captivați de jocul ăsta, de încercare de a supraviețui acestui monstruos moștenitor al Partidului Comunist Român, care este PSD. Partid extrem de bine organizat, foarte nuanțat. Ion Iliescu a avut înțelepciunea și cu gnoza politică să-și distribuie niște personaje foarte apropiate sistemului comunist, chiar și în opoziție, chiar și în zona liberală. Așa a reușit Tăriceanu să păcălească pe foarte mulți că el este de factură liberală, cum și Tăriceanu. Nu? La un moment dat părea că domnul acesta cu papion și cu verb occidental este nu o soluție pentru politica românească, lucruri care au fost infirmate de toată prestația politică și a domnului Tăriceanu. Și atunci Meleșcanu, Tăriceanu sunt variațiuni pe aceeași temă. Cred că interesul lor la ALDE a fost să păstreze postul de președinte al Senatului cald. Sigur că fiind doar 7 senatori ALDE în grup, demiterea lui Tăriceanu înainte ar fi însemnat dizolvarea grupului ALDE. Lucru pe care dacă ei și-l asumau cu adevărat odată cu intrarea în opoziție, o făceau fără niciun fel de treabă. Faptul că domnul Tăriceanu este și la putere, pentru că este al doilea om în stat, dar joacă și partitura opoziției acum, care e foarte bizar construită, ne arată că ei n-au o părere foarte bună despre propriul electorat, adică în continuare au senzația că vrăjeala sa anilor 90 mai prinde totuși după 30 de ani. O mai prinde pe aici pe acolo, dar eu cred că chiar și în esența electoratului lor oamenii au început să se dumirească cumva. Da, este ALDE în cădere liberă, partidul? ALDE a fost tot timpul în zona de mister politic, pentru că ei, pe propriile lor forțe, nu au reușit niciodată nimic. Să faci sub mult, mult, cu 10% sub oglinda sondajelor de opinie la europarlamentare, asta înseamnă că ți-ai furat căciula singur. Degeaba ne dădea domnul Pieleanu cifre spectaculoase pentru ALDE, 14%, 15%, domne, până la 20%, 4% la europarlamentare ne arată exact radiografia
perfect mai puțin acest chiar și decât UDMR. Mai puțin chiar și decât UDMR. Iar lăsat în brațe de PSD, la orice fel de alegeri, ALDE, așa cum este el articulat în jurul domnului Tăriceanu, cred că face mai puțin chiar și decât un independent la prezidențial. Dar vă așteptați ca PSD să racoleze în continuare din ALDE? Eu cred că nu i-au racolat acum. Aia care au rămas au fost dintotdeauna ai PSD-ului. Cu sufletul PSD. Au fost acolo, da. Și la Senat cum se va întâmpla? Adică dacă pleacă domnul Meleșcanu, să spunem, se dizolvă grupul și... Se dizolvă grupul și se va face probabil un grup mixt pro-România ALDE. Deci nu se întâmplă mare lucru. Dar încercarea asta lui Ponta de a o convinge cumva pe Dăncilă să se retragă din cursa prezidențială și tot aparatul PSD ALDE pro-România să se așeze în spatele locomotivei Mircea Diaconu, ne arată foarte clar două lucruri. Una la mână, că nu va trece nicio moțiune de cenzură, pentru că în aritmetica parlamentară, fără voturile pro-România, nu trece nicio moțiune de cenzură. Sigur că Ponta face un joc foarte iscusit. Aproape că a început să semene cu Traian Băsescu, Victor Viorel, da, a început să devină un jucător foarte abil, dar cu carte mică. Adică este un cacealmist în pokerul politic, n-are mâna de all-in și totuși forțând raise-urile, nu, pentru cine știe un pic de regulament de poker american, înțelege ce vreau să spun. Adică el a plusat și a obligat oameni cu carte mai mare de la masă să-l accepte în joc. Nici pro-România nu e vreo mare lumină și a obținut un scor interesant la europarlamentare, dar cam ăla e scorul. Mircea Diaconu poate aduce în plus, nu știu, 1-3% pe care să le fure de la PSD, că n-are de unde din altă parte. Dar cum credeți că a reușit Victor Ponta să-l convingă pe Tăriceanu să plece de la guvernare și să se alăture unui partid de 6%, plecând de la o guvernare cu un partid de 20%? Cam straniu. Mie îmi pare toată această aventură a domnului Tăriceanu asemănătoare cu episodul în care cineva i-a arătat o pisică și domnul Tăriceanu a înțeles că decât un președinte pe termen scurt, după care un deținut pe termen lung, poate că mai bine renunță la orgoliul lui politic care e nejustificat și ușor, ușor, nu știu ce i-a promis domnul Ponta, dar poate scăpa de niște dosare. Să ne amintim totuși că Liviu Dragnea a spus acum un an, că i-a spus lui Tăriceanu că li s-au pregătit două dosare, lui pentru Broidi cu vizita în America și lui Tăriceanu i s-a redeschis un nou dosar. Se pare că domnul Dragnea avea informația corectă, într-adevăr. Maior a fost și chemat la DNA. Știm că există un dosar instrumentat de procurorii americani cu privire la niște malversațiuni din politica internă americană a domnului Emanuel Broidi legate de vizita lui Sorin Grindeanu, Cristian Burci și Dragnea acolo. Și vedem dacă apare și dosarul lui Tăriceanu sau nu mai apare. Dacă nu mai apare, avem răspunsul inclus. Dosar legat de ce anume? Păi domnul Tăriceanu are foarte multe bubițe de care a fost protejat de-a lungul timpului. Da, au făcut grup senatorii pentru a nu ridica imunitatea parlamentară și, mă rog, în sfârșit. Situația domniei sale nu e deloc roză. Domnia sa, nefiind totuși un actor principal, este un figurant, iar păpușarii lui, când îi dau telefon și spun, băi, gata, rolul tău de prezidențiabil a luat sfârșit. Acum trebuie să joci partitura asta. Și vedem cum aceste păpuși și preiau imediat un rol la care nu se aștepta nimeni, nici măcar ei. Ce credeți că domnul Cumpănașu, când a afirmat că toți cei care pretind că el va intra în campania electorală sunt niște imbecili și niște cretini, putea să se schimbe atât de rapid la nici măcar o săptămână, dacă nu era același resort nevăzut de opinia publică, adică telefonul ăla cu firul scurt? Mircea Diaconu a fi intrat în schema asta dacă nu i s-ar fi propus de undeva? Cred că originea acestor telefoane se află tot într-o grupare de dinainte de 1989. Vi-l amintiți pe Mircea Diaconu când stătea tet-a-tet în miezul Revoluției cu Iulian Vlad, șeful securității, și afirma că el îl va aduce pe Ion Iliescu în sediul CC-ului? Mircea Diaconu. Acum 1989. Candidat la prezidențiale. Acum candidat la prezidențiale și un om antisistem. Antisistem, poate antisistemului democratic în care ne aflăm cel puțin din 2004-2007 de când am intrat în NATO și nu e. Dar domnul Mircea Diaconu este un actor al vechiului sistem.
Nu, domnul Cumpănașu, citim și noi acum prin articole câte milioane de lei noi am casat de la niște ministere în guvernările succesive. Și cât de mult s-a folosit domnul Cumpănașu de tragicul eveniment. Da, aici mie mi se pare că a greșit, pentru că să încerci să capitalizezi și să călărești o asemenea emoție într-un scop atât de frust și de meschin cum este cel personal, nu poate scăpa vigilenței opiniei publice. Adică eu cred că toți oamenii care nu sunt oligofreni nativ au simțit un gust bizar în gură văzând toate maimuțărelile astea pe care le face Cumpănașul pentru a se cățăra pe o emoție reală și pe o tragedie consumată, îngrozitor. Acum, revenind la ALDE și alianța cu Pro-România, credeți că urmează ca Victor Ponta, și acum se tot speculează, să ia partidul lutărician? Sunt două variante. E următorul pas? Sunt două variante. Luarea partidului tărăcianu nu înseamnă nimic, pentru că partidul tărăcianu este un zero barat. Miza domnului Ponta este legată de PSD. Dacă Viorica nu intră în turul 2, e limpede că PSD-ul va produce implozia necesară și transferul către Pro-România. Iar dacă Viorica intră în turul 2 și PSD-ul își revine din knockout-urile succesive pe care și le-au administrat singur, e posibil să revină domnul Ponta în PSD. Miza este PSD-ul. Domnul Ponta n-a vrut niciodată să plece din PSD. N-a făcut altceva. PSD de... sau guvernarea PSD? PSD. Pentru că una e să stai în opoziție chiar cu un partid de tristă amintire cum e PSD-ul, dar care obține un 20-23%. Și alta e să faci o opoziție, că domnul Ponta a zis că el e de stânga, că nu va vota cu niciun guvern de dreapta, nu poate să voteze un președinte de dreapta, de-aia vrea pe Diaconu în turul 2 lângă Iohannis ca să voteze un candidat de stânga, și dânsul s-a autoproclamat ca fiind stânga europeană, noua stângă și, hai să zicem, stânga pro-occidentală, pro-europeană, de factură mai modernă. Așa. Și alta e să intri în opoziție cu un partid de 7%, care nu face nimic, adică sub 10% nu contează foarte mult. Peste 10% devii un jucător important. Iar Ponta dorește să revină în prim planul scenei politice. Fie ca liderul unui PSD pe care să și-l construiască în următorii 4 ani în opoziție, fie liderul unei pro-românii care crește din ce în ce mai mult prin absorția șobolanilor care fug de pe corabia în derivă numită PSD. Viorica Dăncilă are acum o problemă și cu guvernul. Practic are câteva portofolii lăsate libere. Azi am înțeles că a cam negociat cu cei de la ALDE să revină pe poziții. Da, consilierii domniei sale i-au găsit un artificiu cu condiția ca 3 membri din ALDE să revină pe portofolii. Și atunci nu va mai fi nevoie de trimiterea guvernului în Parlament. Lucru care s-a întâmplat când PDL a ieșit de la guvernare. Da? A trebuit să-și valideze guvernul în Parlament și cred că s-a mai întâmplat odată această chestiune la suspendarea lui Băsescu în 2009. Adică sunt două precedente de trimiterea guvernului în Parlament pentru confirmare, dar în condițiile în care ALDE își înlocuiește miniștrii demisionari cu alți membri ALDE, atunci probabil artificiul ăsta ar putea să... Să prindă conduri. Să însemne o portiță de scăpare a doamnei Dăncilă de a-și prezenta noul cabinet în fața Parlamentului reunit. Ce șanse mai are moțiunea să treacă? Și încă opoziția pregătește o moțiune, fără, nu știm când, fără nu știm voturile, cum, dar... Fără voturile pro-România, orice fel de moțiune de cenzură e sortită unui eșec. Asta este aritmetica, e atât de simplu încât nu, oricine o poate înțelege. Sigur că noi toți ne dorim... Deci cheia e la Ponta. Da. Cheia este la Ponta, iar Ponta... Oscilează din câte felul în care joacă Ponta nu este suficient de limpede că domnia sa are niște obiective foarte precise legate de PSD și Pro-România, dar total în paralel cu susținerea probabil unei alte guvernări de dreapta, să spunem așa. Da, cât de oportună este depunerea unei moțiuni de cenzură în campanie electorală, în campanie prezidențială chiar? Cred că devine ușor derizorie toată această încercare a partidelor de opoziție de a depune moțiuni de cenzură fără șansă. Rămâne un act de promisiune electorală și de populism.
cred că suntem cu toți în momentul în care spectacolul ăsta de lumini și umbre din campanie electorală, nedublat și de o realitate pe care o așteptăm cu toții, nu mai prinde. Și sper că opoziția USR, PNL, PMP, dacă știu sigur că n-au nicio șansă cu moțiunea asta de cenzură, să nu-și irosească șansele, pentru că știți foarte bine că nu sunt nelimitate posibilitățile într-o sesiune parlamentară de a se depune moțiuni de cenzură. Și atunci de ce să tragi un glonț degeaba? Fără asumarea reală a sprijinului pro-România pentru căderea guvernului, guvernul nu va cădea. Ce așteaptă Victor Ponta? Cred că Victor Ponta așteaptă să pălărească un partid mai mare decât e pro-România, fie prin absorția PSD-ului în pro-România, fie invers. Și de ce n-ar vota o moțiune de cenzură? Pleacă Dăncilă? Pentru că în calculele domniei sale, a vota împotriva PSD-ului înseamnă a ostraciza electoratul pe care domnul Ponta îl vizează. Și Ponta e băgat într-un joc destul de complicat, pentru că, sigur, el poate câștiga o simpatie pe care n-a avut-o niciodată din partea unui electorat care nu îl va vota, dar îl va putea privi nu cu simpatie, dar măcar cu empatie, dar pierde electoratul ăla foarte riguros PSD-ist și atunci situația domniei sale nu e foarte confortabilă. Dar, în momentul de față, Ponta este un jucător. Nu e în interesul națiunii, dar e un jucător. Nu putem să nu remarcăm începutul abilităților politice ale domnului Ponta. Probabil că a ajuns la vârsta la care poate să joace jocul ăsta mai inteligent decât a făcut-o până acum. Și cu mai multă experiență. Mai multă experiență. Are și sprijin cognitiv de la niște rezerviști și de pe la SIE și de pe la SRI, și de pe la 2 și un sfert. Adică gașca, echipa, laboratorul domnului Victor Ponta e destul de bine specializat în tertipul politice. Și în toată nebunia asta de pe scena politică vin alegerile prezidențiale, vine și criza, dar despre asta nu prea se vorbește. E un subiect tabu momentan. Care dintre candidații anunțați au șanse să intre în turul 2 al prezidențialelor? Vedem, Klaus Iohannis pe prima poziție în sondaje. Pe a doua... Sunt două mize foarte mari. Este miza USR-ului de a intra cu Dan Barna în turul 2, ceea ce ar permite trendul ascendent al USR-ului în următoarele alegeri locale și generale. Ei au nevoie să facă un scor foarte bun la prezidențiale, pentru că la locale și generale nu mai sunt liste suplimentare și atunci numărul de votanți din afara circumscrițiilor locurilor de reședință pică și atunci au Barna în turul 2 va avea un vânt în pupă extraordinar pentru a-și negocia pozițiile în următorul arc guvernamental și în următoarea majoritate parlamentară, care este limpede pentru toată lumea că va fi însumată din PNL, USR și PMP, poate unul DMR schimbat fundamental și fără Kelemen Hunor, care este roșu până în măduva oaselor și este Fidesz până în măduva oaselor, nu are nicio legătură cu statul român și cu politica românească. Mai sunt și niște minorități care întotdeauna au făcut baleajul ăsta stânga-dreapta în funcție de necesități. Dar miza fundamentală a acestor alegeri cred că este tot la doamna Dăncilă. Pentru că dacă doamna Dăncilă reușește să intre în turul 2, are șansa să-și conserve în opoziție PSD-ul între 18 și 23%. Dacă doamna Dăncilă nu intră în turul 2, PSD-ul devine istorie. Plus că va trebui să plece și din funcție. Va trebui să plece oricum. Premier? Pentru că chiar dacă pierde în turul 2 și pierde în turul 2, la congresul extraordinar de după nu mai are cum să rămână președinte pentru că a pierdut alegerile. Dar ce ne facem dacă în turul 2 va fi Barna și Klaus Iohannis? Practic vor fi... Dacă va fi o confruntare Barna-Iohannis, câștigată de sigur de Klaus Iohannis, Barna nu poate sări de 25-30% sub nicio formă, că nu are bazinul ăsta electoral deocamdată. Nu are nici experiența, comis în cel puțin în ultimele două săptămâni o serie de gafe politice atât de majore încât e un tip care și-a legat singur și returile în competiția sa electorală și se va împiedica pentru că nu are experiența. Eu nu l-acuz de rea credință, dar este atât de neexperimentat în
la înălțimea acestui joc încât n-are cum să nu greșească. Iar consilierii domniei sale, nici ei nu sunt foarte titrați în campanii electorale prezidențiale, deci partitura domnului Barna este subțire în momentul de față. Poate. Deci e greu să-l bată pe Klaus Iohannis. Nu că este greu, este imposibil. Klaus Iohannis nu poate fi bătut. În schimb, Barna în turul 2, dacă pornim de la ideea aroganței pe care USR-ul a afișat-o imediat după scorul fabulos pe care l-a obținut la europarlamentar, e adevărat, USR-ul este câștigătorul moral al alegerilor europarlamentare, pentru că de la un 8-9-11% a reușit să facă, nu, și-a dublat aproape scorul global pe întreaga țară, iar în București a scos un scor fabulos de 40%. Adică, dar cu un USR arogant, cu un USR care nu dorește sub nicio formă, niciun pact politic de coabitare cu celelalte formațiuni din opoziție, cu PNL-ul, cu PMP-ul, cu cine s-a mai opus și se opune adversarilor de la PSD și ALDE, mi-e teamă că ne vom trezi în fața unei alte convenții democratice. Adică ei vor fi obligați să facă un arc guvernamental comun, dar de pe niște poziții de forță atât de ostile și atât de agresive, încât această coaliție nu va putea produce mult așteptată pace politică și timpul necesar pentru a dezvolta România. Și atunci eu în continuare rămân partizanul singurei idei de opoziție la PSD, care este un bloc PNL-USR-PMP, dar cu un USR care să-și cunoască și să se înțeleagă foarte bine dimensiunea reală a așteptărilor publice de la ei, care în momentul de față nu depășește 25%. Oricum am văzut că USR vrea, nu vrea la guvernare, da. Iese domnul Barna spune că nu vrea, da. Iese domnul Ciolos spune că vrea. Mie mi se pare aici greșită retorica lor. Cei de la USR se bat deopotrivă cu PSD-ul, dar se bat și cu partenerii din opoziție. Ei având senzația că pot personifica versul ăla din ABBA, the winners get it all, adică câștigătorul ia tot. Ei nu sunt în poziția de a emite o asemenea pretenție. Și atunci jocul ăsta de izolare, de auto-introducere în ghetoul politic al USR-ului, e straniu, e adevărat, e generator de voturi, pentru că ei au intuit foarte bine votul antisistem, au intuit foarte bine că există un public undeva între 50-60% de oameni care nu mai votează de mult pentru că n-au pe cine, care sunt foarte, foarte săturați și foarte plictisiți de baletul ăsta politic între diversele partide, că toți s-au amestecat la un moment dat, și PNL-ul cu PSD-ul, și PDL-ul cu PNL-ul, și cu PSD-ul și așa mai departe, că au fost variațiuni pe aceeași temă, care au generat un val de nemulțumire foarte mare. USR-ul aici a jucat-o foarte bine, a intuit acest potențial extraordinar, a creat punți de comunicare cu tinerii nehotărâți și atunci au creat un orizont de așteptare ca în Ucraina cu actorul nou care vine din afara sistemului, câștigă prezidențialele și ce face, intră, nu, în logica Federației Ruse și devine al doilea președinte, care, deși a părut că vine fundamental din inima democrației ucrainene, este doar un pion pe o tablă de șah, mânuită de niște băieți deștepți care știu jocul ăsta mai bine decât îl știm. De asta... Da, Viorica Dăncilă are șanse să ajungă în turul 2 al prezidențialelor? Dacă reuși... Eu îi văd... Sondajele dau PSD-ul la sub 20%. Eu îi văd eforturile de a finanța PNDL-ul, de a finanța Mederapul, de a da bani primăriilor, de a-și convinge motoarele din campania electorală, care sunt primarii de data aceasta, să rămână alături de ea. Dacă activul PSD va trage 100%, deși nu place nimănui acest deznodământ, dar Viorica Dăncilă cu 20-23%, într-o bătălie cu un Barna între 18 și 23%, are o șansă în plus de a intra în turul 2. Adică, ca să te spun la întrebare, eu cam așa aș vedea cei trei candidați care pot ajunge pe podium. Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și Dan Barna. Ăștia sunt trei candidați care vor capitaliza 93% dintre voturi. Rămânând azi 21 de candidați care se vor canibaliza în 3 pentru 7%. Mircea Diaconu cred că va face un scor bun din toți candidații fără șansă. Mircea Diaconu va fi lider de Pluton. Cred că poate face 3%. Va lua și de la PSD, pentru că sunt mulți. Cred că va lua doar de la PSD. Nu știu PSD. Dacă poate și de la niște ALDE, ALDE care nu și-au asumat direcția
liberală și au zis, domnule, noi nu putem vorbi cu, vota cu liberali, dar n-am votat nici cu PSD-ul, dar sunt, ei sunt foarte puțini. Adică... Dar Mircea Diaconu nu ar putea să-i creeze probleme lui Claus Iohannis pentru turul 2? Sub nicio formă. Mircea Diaconu, dacă obține 3% în această campanie electorală, poate să fie foarte fericit. E un scor imens. Paleologul este un candidat aparte. Paleologul dă culoare acestei campanii electorale. Campanie, dintre toți exact. Cei cu șanse mici sau deloc, e candidatul care are verbul cel mai bine articulat, este simpatic, e carismatic, nu își poate ascunde totuși frustrarea de a nu fi primit în familia liberală sau de a nu fi performat în familia liberală. S-a asociat și cu Mihai Neamțu, care și el a trecuse pe la liberal, și cu Papa Hagi, cu elita intelectuală din jurul lui Traian Băsescu, încearcă o campanie simpatică care să le crească un pic bazinul electoral. Dar mai mult de 2% nu cred că va face domnul Paleologu. 1% probabil îl va lua de la Iohannis, iar celălalt procent de la nemulțumiți în general. Dar e un candidat de 2%. Cum vă așteptați să se desfășoare alegerile în diaspora de această dată? Am văzut, sunt 3 zile de vot, vor fi de ajuns. Eu sper ca doamna Olguța Vasilescu să nu țină langa la nesfârșit cu blocarea tabletelor în acea comisie rogatorie care analizează dacă au fost sau nu au fost fraudate alegerile europarlamentare. Dacă nu se va putea verifica votul multiplu prin sistemul STS de tablete, atunci orice fraudă electorală devine posibilă și atunci, dacă se joacă incorrect acest joc, tot ce am discutat noi până acum poate pica, pentru că dacă cei care numără voturile sau votează multiplu, nu, înmulțesc ori 5, ori 6, ori 10 un vot, atunci oricine are șansă pentru turul 2. Da, campaniile de obicei aduc surprize și mai ales zilele votului. Mă surprinde că sunt destul de puțini cetățeni din diaspora care s-au înscris pentru votul electronic. E foarte posibil ca foarte mulți cetățeni români care se află în diaspora să nu aibă totuși toate formele de ședere acolo la zi și atunci să nu poată intra în această listă civilizată de vot electronic. Probabil că se va vota ca și până acum, cu cozi interminabile, dar și cu determinare multă. Adică, dacă la europarlamentare a fost o asemenea emoție generată de schimbarea PSD-ului sau de picarea PSD-ului de pe treptele puterii, în mod sigur la prezidențiale... Sau o ură generată de... O ură generată de liberare și, în general, o conștientizare a faptului că dacă aproape 10 milioane de români nu se mai află în interiorul granițelor, unul dintre principalii vinovați pentru eșecul ăsta demografic al României este PSD. Din 30 de ani de putere, vreo 20 au fost cu PSD-ul la butoane. Și atunci ne pleacă în fiecare an între 200 și 400 de mii de români. Enorm. Foarte mulți tineri, din păcate. Păi sigur că da, dacă n-au nicio perspectivă aici. Școala românească nu închide cercul, adică noi investim în tineri din ce în ce mai puțin și le asigurăm o educație din ce în ce mai precară, dar la sfârșitul studiilor nu le putem oferi niciun loc de muncă, pentru că toate sunt ocupate de amante, de șoferi, de tot felul de clientele din asta politică lipsită de calitate. Și atunci, pentru ce îmi mănânc 20 de ani învățând, ajung la un nivel de competență și mă pot angaja maxim casier la un supermarket? Mai bine mă duc, am 20 de ani, nu? Și îmi construiesc o viață profesională unde mi se permite. Cresc pensii, cresc salarii, cresc... Păi ce pensii și salarii? Nu. Sunt locuri de muncă. Am citit acum că sunt ministere care nu au virat pe carduri banii funcționarilor publici. Nu sunt bani de pensii și de salarii. Vor fi niște cheltuieli exorbitante în această campanie, de asta și doamna Dăncilă nu dorește să părăsească guvernarea, pentru că încă mai poate face o debandadă prin promisiuni electorale absolut halucinante. Am auzit tot felul de promisiuni venite din zona asta, cea mai tenebroasă a PSD-ului, Codrin Ștefănescu, Olguța Vasilescu, care FIFOR și gașca asta de dragniști, care anunță iarăși laptele și mierea venind peste noi. Vine campania, da. E miros de campanie. Da, un miros cam urât.
Domnul Oreste Teodorescu, eu vă mulțumesc să pentru și eu prezența vă mulțumesc. Dumneavoastră alături de noi și să vedem ce se întâmplă în noiembrie, ce surprize ne va aduce votul din noiembrie și dacă va schimba ceva. Nu cred că vom avea surprize foarte mari, în schimb va fi o campanie la fel de dură, de urâtă, de pestilențială, de isterică. Poate și cu dosare. De lipsită de conținut, de amenințări, dosare, chestii, adică... Cum ne-am obișnuit. Eternul și fascinantul tip de a face politică mioritic. Asta e. Vă mulțumim. Să rămână.